Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava sprijină refugiații din Ucraina, mame și copii, persoane cu dizabilități sau copii neînsoțiți, care solicită ajutor din partea autorităților române. Începând cu prima zi a lunii martie, la nivelul DGASPC Suceava s-a înființat un centru de colectare alimente sau produse de igienă, care vor fi transportate zilnic către locațiile în care vor fi găzduiți refugiați. La nivelul direcției s-a format un grup de lucru, începând de la începutul săptămânii, de fapt, al cărui coordonator este doamna director executiv, iar din acest grup fac parte directorul executiv adjunct, șeful serviciului rezidențial copii și plasamente familiale, șefa centrului de servicii de tip rezidențial și echipe mobile pe care le avem în teren, șefa serviciului juridic contencios, iar acest grup are ca scop coordonarea întregii activități de asistență socială în ceea ce privește serviciile specializate care pot fi acordate familiilor cu copii care solicită sprijin pe teritoriul României, a Sucevei în speță, precum și persoanelor cu dizabilități care ne trec granița. Echipa mobilă SIRET a asigurat permanența în vamă alături de alți reprezentanți din cadrul Direcției de Asistență Socială din cadrul primăriei SIRET pentru a identifica nevoile refugiaților și a asigura accesul la serviciile de care aceștia au nevoie. Din data de 26 februarie, deja colegii noștri de la echipa mobilă au asigurat permanența în vamă, iar de la începutul acestei săptămâni s-au făcut tabele cu voluntari din cadrul direcției care s-au înscris pentru a asigura permanența la Vama Siret împreună cu celelalte organe în drept care sunt în Vama, precum și am încheiat un parteneriat cu Asociația Seneca din București, care ne asigură vorbitori de limba rusă și ucraineană, care vor să face echipă cu colegii noștri și care ne vor ajuta să asigurăm comunicarea cu refugiații care intră la vamă. Deci dumneavoastră sunteți din Italia? Da. Așa. Noi avem un centru de colectare la direcție. Da, la Direcția de Protecție a Copilului din Suceava și pot fi trimise alimente neperisabile, lapte praf, produse de igienă, Pampers, pături, saltele, lejerii de pat, perne. Da. Dumneavoastră aveți WhatsApp? Da. Vă trimit necesarul pe WhatsApp. E bine așa? Da. Da? Dacă puteți și adresa la care sigur trebuie dus. Da? Sigur. În colaborare cu UNICEF România, la Vama Siret va fi instalat un cort în care o echipă formată din specialiști UNICEF și asistenți sociali sau psihologi voluntari din cadrul DGASPC Suceava vor asigura consilierea și accesul la servicii specializate în funcție de nevoile refugiaților. De asemenea, tot din această săptămână se află la noi reprezentanții ai UNICEF România și de astăzi de la HHC România, care vor să vadă ce nevoi avem pentru a fi sprijiniți și pentru a asigura aceste servicii absolut necesare cetățenilor străini, în special mame cu copii singure, femei însărcinate, persoane cu dizabilități și, desigur, copii care ajung neînsoțiți pe teritoriul României și pentru care există o procedură specială pe care noi o avem împreună cu Inspectoratul General de Imigrări. Acești copii, în momentul în care nu au însoțitori, intră în ocrotirea statului român, sunt legitimați de către Inspectoratul General de Imigrări, apoi sunt preluați într-una din structurile noastre de tip familial, în care în timp de 5 zile părinții sau persoana împuternicită de către părinți printr-o procură la notariat pot să preia copilul respectiv în siguranță pentru a ajunge la familie sau la rude.